Diana de la Insula Iubirii face mărturii incredibile despre momentele de cădere pe care le-a avut. Avem dosarul celei mai controversate concurente din emisiune. Eu am avut o problemă mare după ce am fost aici, după emisiune, anul trecut. Și am fost la psiholog. Eu nu mă mai iubeam pe mine. Singurul test pe care mi l-a făcut, să vadă dacă eu mai sunt ok cu mine, m-a pus să mă uit în oglindă și să-mi spun: Diana, te iubesc. Și n-am putut. Am râs și am început să plâng. Și n-am putut. Pentru că nu mă mai iubeam pe mine, nu mai aveam iubire de sine, nu mai aveam lucrurile astea. În urmă cu un an, Diana avea o relație cu Ben, un om de afaceri potent financiar, dar cu câțiva ani mai în vârstă decât ea. Iar pe Insula Iubirii, pe baza neîncrederii în partener și în urma propriilor alegeri amoroase, relația s-a sfârșit. Ați venit împreună? Cum veți pleca? Împreună sau separat? Separat. Întoarsă în România, fără sprijinul financiar al lui Ben, viața ei s-a schimbat radical, după cum chiar ea declara în urmă cu o seară. Vezi tu, când ești singur, ai multe probleme și mai ales probleme cu banii. Eu, obișnuită cu un alt regim, dintr-o dată să am alt regim, îți dai seama, banii pe care eu îi munceam nu erau suficienți. Nu mi-ajungeau decât de chirie, de mâncare și atât. Nu făceam mare lucru. Lovindu-se de greutăți, a încercat să își asigure traiul pe căile pe care le cunoștea. M-am întâlnit cu tot felul de băieți și am avut eșecuri. În lipsa unui partener potrivit sau a unui sprijin concret în construirea unei noi vieți, s-a refugiat într-un viciu. Unde nu trecea nicio zi fără să nu bea alcool. De la 1 mai până mai acum, recent. Singură, fără sprijin din partea familiei cu care are o relație complicată. Da, e un subiect sensibil. Dar și incapabilă de a se adapta statutului de femeie independentă. Ce ziceai când ai învățat la final să se subiecte și ce ai făcut? Sunt slab. Ești? Sunt puternică. Încerc să fiu puternică, dar Diana a ajuns în doar un an de zile într-o stare deplorabilă. Se deschid o mașină. Afundată în depresie și singură de aproape un an, Diana a găsit o rază de lumină în întunericul vieții ei, Aurel. Am avut un moment de depresie și singurul care a fost lângă mine nu a fost nimeni decât Aurel.